A fost o zi de sărbătoare astăzi pentru bucureștenii din protopopiatul sectorul 1 Capitală, după ce Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou i-a binecuvântat, prin prezența sfintelor sale moaște, pe credincioșii din Prahova și Ilfov, o delegație condusă de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a dus de această dată sfintele moaște în 12 parohii din nord-vestul Bucureștiului. Pelerinajul a început de dimineață la singurul așezământ monahal din prima unitate administrativă a Bucureștiului, Schitul Măgureanu. Schitul Măgureanu poartă hramurile intrarea în Biserica Maicii Domnului, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și Sfântul Ierarh Visarion, episcopul Larisei. Biserica Așezământului se află în prezent într-un amplu proces de restaurare. Ne bucurăm nespus că pe lista celor care îl primesc pe Sfântul Cuvios Dimitrie în pelerinajul istoric pe care îl face în eparhia noastră a fost trecut și Schitul Măgureanu. Și dacă noi avem posibilitatea în fiecare zi să urcăm colina Bucuriei și să ne închinăm la sfintele sale moaște, iată că astăzi Sfântul Dimitrie a venit la noi să ne cerceteze. Și este un moment de mare bucurie duhovnicească, de mare trăire și mulțumim în primul rând lui Dumnezeu și Sfântului Dimitrie că a binevoit să poposească în mijlocul nostru și nu în ultimul rând preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pelerinajul a continuat pe calea victoriei, iar racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie a poposit, preț de câteva minute, în fața Bisericii Parohiei Crețulescu, considerată unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură ale orașului, de la sfârșitul perioadei brâncovenești. În 2022, biserica a aniversat 3 secole de la sfințire. Aducerea spre cinstire la acest mijloc al postului mare, a acestui ascet al bisericii, a Sfântului Cuvios Dimitrie, este pentru fiecare dintre noi o încurajare să continuăm ostenirile postului pe mai departe, să privim către Sfântul Dimitrie și către alte modele de viață autentică creștinească, în așa fel încât să ne mântuim sufletele și să dăm mărturia cea bună, atât înaintea oamenilor, cât și înaintea lui Dumnezeu. Cu rugăciune și flori l-au așteptat pe cuviosul care ocrotește capitala României și credincioșii de la parohia Precupeții Noi, din apropierea Pieței Romane. Ne bucurăm din suflet pentru venirea Sfântului Dimitrie cel Nou Basarabov, iată că de 250 de ani veghează asupra noastră și ne ajută. Și avem nevoie, mai ales în timpurile pe care le trăim, de ajutorul ființilor și de ajutorul ocrotitorului nostru. E patronul nostru, ocrotitorul nostru pe care trebuie să-l cinstim, să-l iubim. Mulțumim tot sufletul bunului Dumnezeu pentru această rânduială. Mulțumim Sfântului Dimitrie cel Nou care a voit să fie pe pământul nostru, așa cum și Sfânta Parascheva și Sfânta Filoftea, așa sunt prezent la noi și ne ajută, ne ocrotesc. Mulțumim Părintele Patriarh Daniel pentru această binecuvântare și organizare frumoasă așa în toate rotoirile din Arhiepiscopia noastră a Bucureștilor. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost dusă în continuare în Biserica Parohiei Nașterea Maicii Domnului din cartierul Dorobanți. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul le-a vorbit credincioșilor care au venit să-l întâmpine pe ocrotitorul capitalei despre aniversarea anul acesta a 250 de ani de la aducerea în București a sfintelor sale moaște. De asemenea, ierarhul a vorbit și despre viața Sfântului originar din Basarabi, Bulgaria, evidențiind smerenia sa, o smerenie la care vom fi chemați mâine în Duminica Sfintei Cruci. Moaștele Sfântului Dimitrie coboară de pe colina Bucuriei, aici în mijlocul parohiei dumneavoastră, aducând binecuvântare și multă bucurie sufletească. Este important acest eveniment, mai ales că el se petrece în ajunul Duminicii Sfintei Cruci, de la jumătatea Sfântului și Marelui Post al Paștelui, iar Sfântul Dimitrie cel Nou a fost un zelos purtător al crucii lui Hristos, așa cum mărturisim în troparul pe care îl cântăm. Iată că sosirea lui aici la noi este un îndemn ca și noi să ne ostenim fiecare pe măsura dragostei noastre pentru Dumnezeu, pe măsura puterilor noastre duhovnicești, ca să petrecem această perioadă a postului în rugăciune, sub toate aspectele și prin săvârșirea faptelor bune. Biserica parohiei Nașterea Maicii Domnului Dorobanți a fost zidită între 1912-1915. Astăzi, parohia organizează și desfășoară frecvent activități de comemorare și de cinstire a eroilor dorobanți. Acum 250 de ani, pe locurile acestea, nu exista mai nimic, erau poate livezi sau marginea Bucureștiului, periferia Bucureștiului. Dar iată că astăzi, în locul acesta, a răsărit o biserică frumoasă, care are 110 ani aproape și care este închinată Maicii Domnului, dar pe care, iată, astăzi sfinții o cercetează. De aceea ne rugăm Bunului Dumnezeu ca noi, fiecare dintre noi, să mergem pe calea sfințeniei, să învățăm, așa cum cântă troparul Sfântului Dimitrie, să nu luăm seama la trup că este trecător, și să luăm seama la suflet. Din Dorobanți, delegația a plecat spre Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, situată la câțiva pași de Muzeul Național al Țăranului Român. În parohie se construiește cel mai complex centru din țară pentru recuperarea copiilor care suferă de sindrom Down și autism, lucrările fiind acum aproape de finalizare. Parohia are și o grădiniță ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Prezența Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou aici a fost pentru credincioși nu doar o binecuvântare, ci și o încurajare pentru a continua în comunitate activitatea actitorului lăcașului de cult Nicolae Mavrogheni. Îi rugăm pe bunul și milostivul Dumnezeu ca binecuvântarea Sfântului Cuvios, părintelui nostru Dimitrie din Basarabi, să vină și peste parohia noastră, mai ales că noi avem grădinița Sfântul Dumitru, aici la parohia Mavrogheni, care îl are ocrotitor, iar într-un pelerinaj, Sfântul fiind adus prin capital, a trecut și pe la Cijmeaua lui Mavrogheni. Binecuvântarea Sfinților e un lucru cu totul special și suntem extrem de emoționați pentru acest moment pe care îl trăim odată în viață și mulțumindu-i Preafericitului și tuturor celor implicați în acest pelerinaj, rugăm pe bunul și milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace în țară, liniște și binecuvântare și întru toate bunăsporire. Pelerinajul cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în protopopiatul sector 1 a continuat la Biserica Parohiei Miron Patriarhul, ctitoria Reginei Maria. Racla a fost așezată spre închinare în lăcașul de cult, iar Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat și aici slujba de binecuvântare. Printre cei care au venit să se închine Sfântului au fost foarte mulți copii, purtând în mâini icoane și flori. Mulțumim Preafericitului pentru acest mare dar pe care ni l-a oferit prin poposirea Sfintelor Moaște în biserica noastră. Mulțumim Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Preacucernicilor Părinți și dumneavoastră tuturor vă mulțumim pentru prezență și rugăm pe Sfântul Preacuvios Părinte Dimitrie cel Nou să mijlocească înaintea tronului Preasfintei Trăim pentru fiecare dintre noi sănătatea și mântuirea de care avem toți nevoie. Sfintele moaște au fost așezate preț de 60 de minute și în Biserica Parcul Domeniilor Cașin, Paraclis Patriarhal. Vremea postului este o vreme cu foarte multe încercări, cu ispite uneori, dar și cu binecuvântări. Cea mai frumoasă recompensă pentru osteneala noastră la jumătatea postului este astăzi sosirea Sfântului nostru cel drag și bun în Sfânta noastră biserică, sosirea delegației patriarhale în mijlocul nostru, pentru care Preasfinția voastră și dragi colegi ostenitori, slujitori, mulțumim Sfântului Dimitrie cel Nou pentru binecuvântare, pentru har și pentru dragostea cu care ocrotește cetatea Bucureștilor de peste 250 de ani, în vremuri de război, în vremuri de boală, în vremuri de încercări, dar și în vremuri de bucurii duhovnicești, în vremuri de pace și de binecuvântare. În rugăciune a fost așteptat Cuviosul Dimitrie și la parohia Sfânta Vineri Pajura, ocrotită de Sfinții Martiri Brâncoveni și de Sfintele Cuvioase Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla. Racla cu Sfintele Moaște a fost așezată spre închinare în Biserica Nouă, care împlinește anul acesta 10 ani de la târnosire. În cadrul parohiei funcționează și un așezământ sociocultural. Pentru noi, anul acesta este un an deosebit, plin de semnificații, și consider că Sfântul a venit și ca o mângâiere și ca o răsplată. Să împlinesc 25 de ani de când a luat ființa această parohie, 25 de ani de când am pus temelia bisericii de lemn și după aceea din rădăcina ei s-a născut biserica de piatră. Sunt 15 ani de când Părintele Patriarh Daniel a dat binecuvântare să înființăm un așezământ socio-educativ, cultural, medical pe lângă biserică și sunt 10 ani de când s-a sfințit această biserică. Așa că simțim tare onorați și mângâiați de prezența Sfântului Dimitrie, care îl iubim într-un mod deosebit și așa cum se observă dumneavoastră care ați venit într-un număr semnificativ, aveți evlavie la Sfântul Dimitrie. Pelerinajul a continuat în cursul după amiezii în parohia Dămăroaia. Racla cu Sfintele Moaște a fost așezată spre închinare în biserica închinată Sfântului Mucenic Miron și Sfântului Ierarh Nicolae. Fiecare oraș își are sufletul lui și Bucureștiul are. Pentru acest suflet veghează cetele îngerești, așa cum ne spune la un moment dat Sfântul Dionisie Areopagitul. Dar nu ne vom opri asupra acestui aspect. Vom trece mai departe în ce privește viața noastră palpabilă de zi cu zi, în care materia este sfințită. Moaștele sunt expresia materiei sfințite. Moaștele reprezintă sfințirea materiei. În ortodoxie avem pâinea, vinul, cum bine știți, pentru euharistie, avem apa pentru aghiazmă și unde lemnul, așa cum ne spune Sfântul Iacov, toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus sunt, și avem unde lemnul pentru Sfântul Mastru. Dar pentru noi, ca dimensiune creștină în ortodoxie, materia sfințită este materia transfigurată, așa cum sunt moaștele Sfântului Dimitrie. Sfântul venind aici ne îndeamnă la rugă acum în postul mare, pe noi toți, pentru a cădea cu capul la pământ, respectiv pentru a face metanoia, acea plecăciune care vine prin bucurie, nu prin frică și teroare, prin încrederea în Dumnezeu iubirii, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, care este cu noi. Călătoria Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a continuat în parohia Măicăneasa, nume care provine de la vechiul sat care exista pe acest loc al capitalei în urmă cu mai bine de 6 secole. Racla cu Sfintele Moaște a fost așezată spre închinare în fața bisericii cu hramurile Sfântul Antonie cel Mare și pogorârea Sfântului Duh. Mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Dimitrie pentru ocotire și pentru lumina pe care o aduce în sufletele credincioșilor. Se înscrie acest moment în istoria acestei parohii. Biserica aceasta, reamintim, cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți atunci, în vara anului 2016, când ea a fost sfințită, și acum iată este binecuvântare peste binecuvântare prezența Sfântului Dimitrie. Un singur cuvânt aș vrea să-l pun la sufletul dumneavoastră. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre trupul sfinților, soma, spune el, ca fiind naostu agiu pneumatos, ca fiind templu al Duhului Sfânt. Aceasta este baza teologică fundamentală a cinstirii sfinților. Trupul lor fizic a fost templul al Duhului Sfânt și este în continuare, iată, inclusiv după moarte, dăruind binecuvântare și lumină tuturor credincioșilor. Delegația condusă de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, s-a oprit în continuare în parohia Sfânta Maria Herăstrău. Pelerinajul în protoieria sectorul 1 capitală s-a încheiat în această după-amiază la Biserica Sfântul Andrei Chitila, acolo unde foarte mulți credincioși l-au așteptat pe Sfântul Cuvios Dimitrie cu flori și rugăciuni de mulțumire. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul le-a reamintit credincioșilor puținele momente în care ocrotitorul capitalei a părăsit Catedrala Patriarhală. Întrucât programul pelerinajului istoric se încheie în fiecare protopopiat cu oficierea tainei Sfântului Maslu, ierarhul a vorbit și despre semnificația acestei slujbe. Anul acesta, în 12-13 iulie, se împlinesc 250 de ani de când moaștele Sfântului Dimitrie au fost așezate în Catedrala Metropolitană, atunci patriarhală, astăzi din București. Și pentru a marca această aniversare jubiliară în mod deosebit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hotărât o zi de pelerinaj la câteva din parohiile și mănăstirile din protopopiatul respectiv și iată astăzi, 6 aprilie, protopopiatul 1 București este beneficiarul acestui pelerinaj. În cei 250 de ani de ședere în Catedrala Patriarhală a ieșit de mai multe ori în procesiune pentru a se cere prin intermediul lui ajutorul lui Dumnezeu pentru izbăvirea din diverse boli grele, cum au fost epidemiile de ciumă și holeră, pandemia de COVID, războaie, anumite tulburări sociale, cum a fost Zavera sau Revoluția de la 1821 a lui Tudor Vladimirescu, cu tremurile din anii 40, focul cel mare din 1847 și mai ales perioadele îndelungate de secetă care puneau în pericol viața oamenilor prin înfometare. În viața bucureștenilor și a creștinilor din Muntenia, el a fost cu precădere izbăvitor din boli de ciumă, de holeră ca boli colective și avem o mulțime de mărturii de oameni particulari care, ca urmare a rugăciunilor Sfântului Dimitrie, s-au vindecat de diferite suferințe. Sfântul Maslu din seara aceasta are o semnificație deosebită, deodată prin faptul că se săvârșește în prezența moaștelor Sfântului Dimitrie, vindecătorul de boli, făcătorul de minuni, și în al doilea rând că evenimentul se desfășoară în anul 2024, anul comemorativ al Sfinților Doctori Fără de Arginți. Iată un buchet de înțelesuri duhovnicești care dau acestei seri caracterul de unicat în viața parohiei, în viața fiecăruia dintre noi. Ierarhul a oficiat în continuare împreună cu un sobor de preoți taina Sfântului Maslu. Duminica aceasta, pelerinajul va continua în Protoieria Sector 2 Capitală. Mâine, între orele 9:30 și 13, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou se va afla la mănăstirea Plumbuita, acolo unde Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.